Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Mii de participanți la festivalul toamnei de la Dofteana. Ambasadorul Indiei la Comănești. Târnosirea bisericii de la Comănești. În ultima zi a lunii august, promoția 2023 și-a luat rămas bun de la școală și a primit în cadrul festivității de absolvire primul grad profesional, cel de agent de poliție penitenciară. Promoția 2023 a primit denumirea onorifică, promoția Alexandru Ioan Cuza, 150, în semn de omagiu adus marelui conducător care a luptat pentru România Unită și modernizarea acesteia. La festivități au fost Nădejdea Burciu, secretar de stat în Ministerul Justiției din Republica Moldova, pentru prima dată la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târcoogna, secretar de stat Bogdan Ilea, care a reprezentat Ministerul Justiției, comisar șef de poliție penitenciară Dr. Dan Halkin, directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, Lucian Bogdanel, prefectul județului Bacău, Gelu Panfil, vicepreședintele Consiliului Județean Bacău, Vasile Bugdac, consilier județean. Detalii în minutele următoare. An. La sfârșitul lunii august avem organizată festivitatea de absolvire pentru fiecare promoție de agenți de poliție de penitenciare care termină studiile la noi. E un eveniment important și determinant pentru imaginea școlii noastre, pentru că e momentul în care publicul poate să ne vadă în ipostaza noastră cea mai frumoasă, cu tinerii noștri cei mai impecabil pregătiți și bucuroși că termină studiile și încep activitatea în sistemul penitenciar. De altfel, dublă sărbătoare dacă e să vorbim despre această festivitate de absolvire, dar și faptul că școala, în mod oficial, și-a schimbat denumirea. Da, da, este un aspect de inedit pe care îl trăim astăzi. Este pentru prima dată când vom folosi oficial noua titulatura școlii, primită prin ordin al Ministrului Justiției chiar pe 8 august anul acesta, și începând de cu această dată, școala se numește Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Constantin Brâncoveanu, Sfântul Voivod, devenind astfel oficial ocrotitorul spiritual al școlii noastre și al nostru, a tuturor și a elevilor noștri. Un scurt istoric pentru cei care nu știu, câte promoții au absolvit aici, pentru că e o școală cu tradiție, nu doar în România, aici pregătindu-se și elevi din Republica Moldova. Da, anul acesta avem 26-a promoție de absolvenți. La cât mai multe? Vă mulțumim, sperăm să fie cu totul bine întotdeauna, ca și anul acesta și anii care au trecut. Încă de la prima promoție, școala noastră pregătește tineri din Republica Moldova. Până în 2013 au fost alocate prin hotărâre de guvern 10 locuri și de dată mai recentă, tot prin hotărâre de guvern, această cifră a fost ridicată la 20 de locuri. A crescut numărul elevilor? A scăzut? Care ar fi, să zicem așa, o radiografie? Da, a crescut cifra de școlarizare și capacitatea noastră de școlarizare. În primul rând, la înființarea școlii, școala a avut 100 de locuri pentru elevii pentru sistemul penitenciar, apoi cifra s-a dublat la 200 de elevi. Odată cu înființarea structurii de învățământ de la Arad, acolo unde școala pregătește 60 de elevi, cifra noastră s-a ajuns astăzi la 270 de elevi în fiecare promoție. Cu alte cuvinte, prestigiul acestei școli și cariera pe care și-o formează tinerii a devenit extrem de atractivă și, de ce nu, provocatoare. Pentru că e o meserie provocatoare. Este o meserie provocatoare și ne bucură că tinerii vin către noi în număr foarte mare. Anul acesta am avut și noi emoții că nu o să avem suficienți candidați, pentru că școlile din sistemul de apărare au suferit din acest punct de vedere și nu au reușit să-și ocupe locurile anul acesta, cele structuri din MAI și MAPN. Spre bucuria noastră și spre surprinderea plăcută a noastră, avem și anul acesta concurență destul de bună pentru școala noastră. Avem 770 și ceva de candidați pe cele 270 de locuri. Wow! Un număr impresionant!
Da, da, e cifra cu care ne-am obișnuit, cam asta este trendul. Au fost și ani în care am avut 1200 de candidați pe 220 de locuri. Trendul a fost în scădere și s-a stabilizat la această cifră bună pentru noi de 700 de tineri. Felicitări încă o dată, iată că sub coordonarea dumneavoastră școala, să zicem, a înflorit și s-a ajuns la potențialul maxim, ca să zicem. Să știți că e un efort al întregului sistem penitenciar și a poliției penitenciare, pentru că promovarea imaginii școlii se face la nivel național. Noi școlarizăm tineri din toată țara pentru sistemul penitenciar și e firesc ca fiecare unitate penitenciară să promoveze imaginea școlii în plan local, astfel încât să trimită candidați la noi și apoi noi să-i transformăm în polițiști de penitenciare pentru penitenciarele din România. Ministrul Mediului Mircea Fecheta a anunțat public că au fost semnate alte două proiecte importante pentru comunitățile județului Bacău. Este vorba de Helegiu și Racova. Programul lansat de PNL, Anghel Salini, se dovedește încă o dată a fi un pas concret către dezvoltarea locală a județului Bacău. M-am bucurat astăzi să fiu alături de primarii din Helegiu și Racova și de secretarul general al PNL Bacău, Claudiu Năstase, la Ministerul Dezvoltării, pentru semnarea a două contracte importante pentru modernizarea comunității locale. Pentru locuitorii din Helegiu, primarul liberal Ciprian Enea a semnat un proiect în valoare de 36 de milioane de lei pentru îmbunătățirea sistemului de apă și canalizare. Pentru locuitorii din Racova, primarul liberal Cătălina Petrei a semnat un proiect în valoare de 5,6 milioane de lei pentru reabilitarea unui drum. Investițiile în infrastructură înseamnă investiții în viitor și îmi doresc ca toate aceste proiecte să poată fi finalizate cât mai curând posibil, a explicat ministrul mediului Mircea Fecheta. Zi de mare sărbătoare, sâmbătă la Comănești, când a avut loc târnosirea Bisericii Sfântul Arhidiacon Ștefan. Într-un cadru festiv a fost sfințit altarul și lăcașul de cult Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan, al Centrului Social Filantropic, al Casei Mortuare și Lumânărarului, edificii ce aparțin cu parohiei comăneștene, slujite cu smerenie de preot paroh Vasile Ropătoaie și de preot slujitor Costin Milon. La eveniment au fost 47 de preoți diacon din protoieria Moinești și 3 ierarhii bisericii ortodoxe române. Preasfințitul Părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii și arhiereul locului, înalt Preasfințitul Iachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Detalii în minutele următoare. Ei, de atunci se pare că am venit aici și am instaurat un program care dispăruse, un program spiritual, duhovnicesc, care se făcea la Bobotează. Și am spus, atunci amintiți-vă, de acum nu mai curge decât aghiazmă pe pâraile acestea și nu vor mai devărsa niciodată ca să inunde casele voastre, bunurile frăților voastre și tot ceea ce poate aduce niște ape învolburate ca stricăciune. De aceea vă mulțumim. Și astăzi, făcând recapitulare de toate crucile pe care le-am dus și le-ați dus împreună, în comuniune cu preoții noștri, cu notabilii care sunt responsabili de administrația acestor locuri, e bine, iată că ne bucurăm astăzi că este o zi specială, este o zi când uităm de ceea ce a fost greu, uităm de crucele, de povara care a apăsat pe umerii noștri și iată, suntem împreună la un eveniment unic, acela de a sărbători Paștele unic personal al acestei biserici sau rusalile. Pentru faptul că astăzi vom invoca Duhul Sfânt peste casa aceasta pe care a zidit-o cu atâta jertfă, cu atâta greutate, căci nu a fost ușor. Biserica de la Comănești reprezintă cu adevărat o bijuterie arhitectonică unicată în zonă, construită în stil maramureșan, prin truda membrilor comunității parohiale, a sponsorilor și a primarului Viorel Miron, care, personal și în numele administrației locale, a contribuit anual în a completa finanțarea fără de care nu s-ar fi clădit un asemenea lăcaș de cult. Pe lângă un mare număr de fețe bisericești, credincioși din parohie din împrejurim au fost invitați de seamă. Este vorba de deputatul PNL Cătălina Ciofu, secretarul de stat Claudiu Năstase, Ionuț Iftimoaie, cetățean de onoare al orașului și unul dintre binefăcătorii bisericii, profesor Lavinia Misăilă, inspector școlar general adjunct al ISJ Bacău, profesor Maria Laura Șișca, consilier local și directorul școlii gimnaziale Liviu Ebreanu și avocatul Elena Pașcoa Păvăloaie. Înalt preasfinția voastră, preasfințiile voastre, preacucenii și preacuvioși părinți, stimate oficialități, centrale județene și locale, drept măritori creștini,
Așa cum am spus și acum câteva minute în urmă, suntem la un ceas de aleasă sărbătoare, un moment care va rămâne cu siguranță în memoria noastră ca unul care va marca timpul și locul acestei zone prea frumoase și binecuvântate de Dumnezeu. Sunt momente de bucurie aleasă și orice sfințire de biserică, de nouă casă a lui Dumnezeu, pentru noi și pentru a noastră mântuire, este prilej de mare bucurie duhovnicească, dar parcă nicăieri nu am văzut o bucurie mai mare ca aici și aseară și astăzi, pentru că mare a fost efortul și mare a fost osteneala zidirii acestui sfânt locaș. Așa cum s-a menționat și în actul de sfințire, mai bine de 20 de ani au fost cei care, în care s-a trudit mult, s-a muncit mult alături de Părintele Paroh, Părintele Vasile și inimoșii săi credincioși, și la care s-au adăugat fonduri venite din diferite surse de finanțare și care au dus, iată, la împlinirea acestui deziderat de mulți ani ai acestui loc minunat. Cu acest prilej, Înalt Preasfințitul Părintele nostru Ioachim a dorit să acorde ca semn al prețuirii și dragostei sale părintești pentru ostenitorii din Via Domnului, pentru preoții care cu timp și fără timp lucrează la sufletul și la mântuirea sufletului și a bunei organizări din punct de vedere administrativ gospodărește a Sfintei noastre biserici, a decis să acorde celor doi preoți împreună slujitori, Părintelui Vasile Ropotoaia și Părintelui Costinel Milon, distinții prevăzute de către statutul Bisericii noastre Ortodoxe Române. Astfel, pentru Părintele Vasile Ropotoaia, Părintele Rică, îi se oferă distinția de iconom stavrofor și totodată demnitatea de a purta crucea țării de jos. O cruce specială, o distinție specială a Arhiepiscopiei noastre, cea mai înaltă distinție a Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, cu felicitările de rigoare și cu mulțumiri din partea Înaltă Preasfinției sale pentru râvna și dragostea părintească pe care a arătat-o de-a lungul timpului. Vrednic este! Vrednic este! Zilele trecute la Palatul Ghica de la Comănești a avut loc vernisajul expoziției Fascinanta Indie, o expoziție de artă indiană pe care trebuie neapărat să o vizitați. Expoziția a fost deschisă la Palatul Ghica Comănești de excelența sa, domnul Rahul Shrivastava, ambasadorul Indiei în România, Republica Moldova și Albania. Detalii în minutele următoare. Simbol al orașului nostru, construit de peste 100 de ani, de la anii 1900, și aș face un mic istoric al acestei clădiri și a acestei proprietăți, care a fost construită de familia Ghica, ca și casă de reședință, de vară, să zicem așa, unde ne-au nu permanent, venea o perioadă când vreau să vin în vacanță. După ce a venit comunismul, au trecut aceste proprietăți fără niciun fel de voință a proprietarilor în domeniul statului. Au mai trecut încă o perioadă, cât a trecut până la Revoluție, vreo 50 de ani, 60, și s-a întors din nou roata când foștii proprietari, sau urmașii foștilor proprietari, puteau să-și revendice aceste imobile, terenuri, moșii, păduri, ce au avut aici. Familia Ghica a avut și 34.000 de hectare de păduri. Din acel moment s-a făcut o solicitare de retrocedare a acestui imobil, a Palatului Ghica și a Parcului Ghica, pe lângă alte imobile și pe lângă alte proprietăți.
cum sunt cele pădurile, că alte imobile au fost un spital care îl revendica, dar spitalul acela nu mai există. Ocolo Silvic îl revendica, dar nici acea clădirea Ocolo Silvic nu mai exista. A câștigat la un moment dat un Ocolo Silvic de la Agaș. După procese îndelungate de câteva zeci de ani, peste 10-12 ani de zile, a fost câștigat de cel care a revendicat, Elie Vlad Sturza, care era la vremea aceea cu domiciliu în Spania. După care Elie Vlad Sturza a decedat și fiind foarte în vârstă, a predat toate drepturile de retrocedare fiului dânsului, domnului Paltin Sturza. Cu Paltin Sturza ne-am judecat mulți ani de zile. Într-un final a câștigat aceste imobile, Paltin Sturza, și am reușit să-l cumpărăm noi, autoritatea locală, printr-un noroc, am putea spune, pentru faptul că Paltin Sturza deja făcuse niște negocieri cu un spaniol care dorea să cumpere acest palat și parcul, bineînțeles, și pentru că nu credea că va veni cineva să poată să-l achiziționeze, cei care aveam drept de preemțiune, Ministerul Culturii, Ministerul Consiliului Județean și Consiliul Local Comănești, s-au înunat toate ofertele conform legii către Ministerul Culturii. Ministerul Culturii a dat negație că nu dorește să achiziționeze aceste imobile, după care următorul pas a fost la Consiliul Județean Bacău, care printr-o ședință a Consiliului Județean Bacău de asemenea a dat negație că respinge achiziționarea acestui imobil și au rămas noi, Consiliul Local Comănești, care era ultimii cei mai necăjiți, care puteam mai să spunem că îl putem cumpăra, pentru că trebuia să ai bani în 15 zile. Norocul nostru a fost acela că, la vremea respectivă, noi aveam bani în cont, nu pentru palat pregătiți, ci aveam bani în cont pentru cofinanțare proiecte europene. Și noi eram pregătiți oricând, chiar în aceeași zi, să batem palma să cumpărăm palatul. S-a negociat, dar oferta era fermă la vremea aceea, pentru că cu spaniolul stabilise o sumă fixă, 500.000 de euro, ceea ce este o sumă infimă la valoarea imobilului și a palatului și a terenului și a parcului. Vreau să vă dau exemplu, numai parcul Ghica, 74.000 de metri pătrați, 7 hectare jumate, la 500.000 de euro, veți constata că costă aproximativ 7 euro metru pătrat. Peste drum de stradă, sunt imobile cumpărate și achiziționate de Kaufland. E vorba de teren, mă refer la imobile teren. Terenul pe care s-a construit Kauflandul, Dedeman, Penny Market și alte stațiile astea. Aveți idee că s-au vândut acele terenuri? 160 de euro metru pătrat. Deci vă dați seama că 7 euro, 7,6 euro metru pătrat, teren cumpărat de noi, este, am putea spune, degeaba. În acești bani, intră gratis și palatul Ghica. Deci pe palat am putea spune că nu dă nimic. Și am făcut un rezumat de cum am ajuns din nou palatul să fim noi proprietari, care a avut un circuit așa, un traseu. Familia Ghica, când a construit acest palat, pentru a avea o siguranță în vederea apărării proprietății și ca să nu fie niciun fel de străin, băștinaș care se pure din palat sau din așa, și-a adus pentru paza acestor imobile cetățeni din India. Toată proprietatea acestui imobil a fost păzită de cei aduși de către Ghica pentru apărarea și păzirea acestor proprietăți. Ca și locuință, le-a dat tot aici în Comănești o locație unde să-și construiască ei căsuțe cu tare. Drept pentru care acei locuitori, de la vremea aceea care cât o fi fost poate atunci, poate, cred că 50 de oameni, 400,
La ora asta sunt aproximativ 1000 de oameni. Minunată expoziție poate fi admirată până pe 29 septembrie. Mii de participanți la Festivalul Toamnei de la Dofteana, eveniment aflat la prima ediție. Acesta s-a desfășurat în perioada 1-3 septembrie în piața zonală Dofteana. Festivalul a debutat vineri, continuând sâmbătă și duminică, începând cu ora 17.30. Sâmbătă 2 septembrie, primarul comunei Dofteana, Ioan Bujor, împreună cu aleșii locali și un bun prieten al comunității doftenene, este vorba de consilierul județean Vasile Budacă, au transmis un mesaj de încurajare. Detalii în minutele următoare. Festivalul Toamnei, organizat la prima ediție în localitatea noastră, Comuna Dofteana, și l-aș corecta un pic pe George Cojocărescu, cea mai frumoasă, dar este cea mai mare comună ca număr de locuitori din județul Bacău. Toate investițiile din această localitate nu mi-aparțin numai mie, ci beneficiarii sunteți dumneavoastră, cetățenii din localitatea Dofteana, și meritul inclusiv există și va exista al Consiliului Local Dofteana, care îi rog pe toți, indiferent de culoarea dumnealor politică, să poftească pe scenă, să vedeți și dumneavoastră, pentru că și ei au contribuit la dezvoltarea acestei localități. Vă rog, domnilor consilieri, să poftiți! După cum vedeți, doamna viceprimar, domnul inginer Vasile Hangano, Dădus Birtalan, Gheorghiță Spăială, Ion Clopotaru, Gheorghiță Toderică, Mihai Cătălin, Diaconu Mihai, Mihai Cojan, Șerban Viorel, Odhoze Vasile, Baciu Sebastian și Mihaela Cazacu, care sunt prezenți acum aici, dar ei până la 17 mai sunt. Alții sunt plecați din localitate, alții au problemele lor de familie. Invit alături de mine pe consilierul județean Vasile Budacă, care este consilier județean la nivel de județ Bacău și este direct răspunzător de tot ceea ce se întâmplă pe Valea Muntelui, începând de la Dofteana și până la Ghimeș-Făget. Domnul Vasile Budacă s-a ocupat și se ocupă de această zonă, iar minimum fiecare zi pot să vă mărturisesc că vorbesc de 4-5 ori. Acum vine, este destul de obosit, vine de la Iași, a avut o întâlnire acolo, a plecat la ora 5-17 minute de acolo, i-am spus accelerează la maxim, cu toate riscurile, te rog frumos, oamenii, cetățenii din Dofteana te așteaptă. Dragii mei, vedeți dumneavoastră, am organizat la prima ediție și pentru prima dată acest festival pe această locație care o vedeți dumneavoastră. Tot ceea ce vedeți din spatele meu, de la vecinul Isaki Constantin și până la Lăzărescu la depozitul de materiale de construcții, este teren aparținând proprietatea primăriei comunei Dofteana, achiziționat după anii 2018, de când sunt la administrația publică locală din Dofteana, cu banii dumneavoastră și din buzunarul dumneavoastră, din impozitele dumneavoastră, am achiziționat mai întâi 6.250 de metri pătrați, am achiziționat aici, alături, până în fața gării, 1.000 de metri pătrați, iar în anul 2022, 5.000 de metri pătrați, acolo unde se află locurile de joacă mai sus. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 9 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Duminică 10 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, iar maxima zilei ajunge până la valori de 25 de grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 11 grade Celsius. Luni 11 septembrie, cerul se menține senin, maxima zilei va ajunge până la valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 12 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.